În scenariu există și niște există niște monologe ale lui Gutow, două, care sunt gândite inițial ca scurtmetraje. Deci erau monologe care aparținau unor personaje din două scurtmetraje, pe care nu le-am mai făcut niciodată, dar materialul a rămas și a fost cumva reciclat, da? În cel mai bun mod posibil, că au ajuns la el. Dar, practic, e o idee veche, e o situație care îmi place foarte mult, asta cu doi ucigași plătiți, pentru că e puternică și e de viață și de moarte și considerată fiind clișeu, pe mine nu mă deranjează să o folosesc.